Temperaturile foarte ridicate din ultimile zile pot să ne dea mari bătăi de cap dacă nu avem grijă de sănătatea noastră. Specialiștii ne recomandă să evităm plimbările inutile și să alegem locuri cât mai răcoroase. Putem folosi și instalațiile de aer condiționat, dar nu cu fluxul de aer îndreptat către noi. Totodată, temperatura din case sau apartamente nu trebuie să fie prea scăzută. Temperatura creată în cameră să nu fie prea scăzută, deoarece în momentul în care noi ieșim din cameră și ieșim în mediul exterior, diferențele mari de temperatură, mai mari de 5 grade Celsius, pot să creeze disconfort. Adică să transpirăm foarte abundent în exterior și după aceea venim la un mediu mult mai răcoros și să existe riscul de a face niște infecții respiratorii. Totodată, medicii spun că pe timp de caniculă există intervale orare care nu ar trebui să ne prindă afară. Cu toate acestea, chiar dacă nu avem de ales, trebuie neapărat să folosim cremele speciale împotriva razelor ultraviolete. Această cremă trebuie aplicată dimineața, când suntem înăuntru, în casă, astfel încât după jumătate de oră ea începe să-și facă efectul, adică să ne protejeze eficient. Evităm expunerea la soare în timpul amiezii, adică între orele 11 și 17 spun majoritatea autorilor, ca să spun așa, atunci când razele solare sunt mai puternice. Atunci când ieșim din casă, trebuie neapărat să avem capul acoperit și să ne răcorim cât de des putem. În niciun caz nu trebuie să apelăm la bere, cafea sau alte lichide foarte dulci. Atenție la consumul de alcool, de cafea sau alte produse de genul ăsta care cresc diureza. Crescând volumul de urină eliminat, practic se produce o deshidratare a corpului. Nu este recomandabil să se consume alcool. Este recomandabil să se consume apă plată sau alte lichide. Nu în ultimul rând trebuie să avem grijă și la ce mâncăm în această perioadă. Grătarele și fripturile prea grase trebuie evitate cu orice preț. Consumăm fructe, fructe din acestea zemoase de sezon piersici, harbuz, caise și așa mai departe, struguri, etc. Pentru că ele aduc apă, aduc minerale, aduc vitamine în organism. Nu se recomandă nici lichidele foarte reci, scoase direct de la frigider. Asta dacă nu vrem să ne trezim cu o răceală puternică în mijlocul verii.